Un plutonier ajutant din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Suceava, care se întorcea acasă după o tură de 24 de ore, a fost primul care a intervenit pentru a ajuta victimele unui accident rutier care s-a produs miercuri pe raza localității Plopeni. În accident au fost rănite două persoane, din care una a rămas încarcerată și s-a intervenit pentru extragerea acesteia. Ambii răniți au fost transportați la spital. Primul care a gestionat situația la locul accidentului rutier a fost plutonierul ajutant Cristian Iavni din cadrul detașamentului de pompieri Suceava, care era ieșit din tura de 24 de ore și se deplasa către domiciliu. Acesta a acordat primul ajutor medical victimelor și a stabilizat mașina care se afla pe carosabil și în care se aflau cele două persoane rănite, pentru a nu ajunge în șanțul de pe marginea carosabilului. Ulterior, la sosirea echipajelor, a ajutat la balizarea zonei de intervenție și la celelalte operațiuni specifice ale pompierilor militari. Îl felicităm pentru implicare și pentru spiritul de salvator de care a dat dovadă, prin intervenția sa, contribuind la acordarea primelor îngrijiri cu rapiditate persoanelor implicate în accident, știut fiind faptul că în aceste situații fiecare secundă contează, a transmis purtătorul de cuvânt al Inspectoratului pentru Situații de Urgență Suceava, Alin Găleată.